Bun regăsit, doamnelor și domnilor, este vineri, se simte deja mirosul în aer de weekend, așa, sau o fi de la căldura care e pe vină la Drobeta Turnul Severin. Nu știu, dar se simte ceva în aer, cu o fi de la weekend, cu o fi de la căldurica pe păcură pe care ne promit autoritățile că o vom avea, nu știm foarte bine, dar, cum spuneam, e ceva, plutește ceva în aer, așa. Bine, dacă tot vorbim de căldură, am văzut ieri niște interviuri ale liderilor de sindicat de la RAN, care spun că soluția asta aleasă de autorități sau, mă rog, de firma care ar trebui să asigure încălzirea Severinului este, ci că nu prea este, de fapt. Ci că nu prea este, că utilajele nu ar fi concepute pentru o asemenea soluție tehnică. Chiar de s-ar face niște adaptări teoretic, nu ar putea să facă față pentru încălzirea întregului municipiu, doar eventual pentru furnizarea apei calde și asta la o temperatură nu foarte ridicată. Acum, dracu mai știe ce să înțeleagă din declarațiile ăstora, ca să ne exprimăm și noi extrem de academic, dar cred că și severinenii se exprimă academic atunci când vine vorba despre căldura Severinului. Prin urmare, ne putem permite și noi asemenea aroganță de limbaj. Deci nu mai pricepem nimic. Unii spun că da, alții spun că nu, nici pomeneală, nu se poate pe soluția asta tehnică. Lumea așteaptă până una alta o soluție concretă și o declarație tranșantă. Vom avea sau nu căldură în Drobeta Turnul Severin? Din păcate, încă planează incertitudinea și lumea așteaptă de la noi. Am văzut niște comentarii pe pagina de Facebook a televiziunii, oamenii ne întreabă pe noi, domne, vom avea sau nu vom avea? Ce ne tot aburiți atât? Ba că avem, ba că n-avem. Oamenii încă nu pot să înțeleagă faptul că nu noi suntem cei care putem să dăm căldură, nu la noi sunt răspunsurile la aceste întrebări. Noi doar relatăm, cum v-am tot spus, niște declarații. Noi doar prezentăm niște puncte de vedere oficiale și vă lăsăm pe dumneavoastră să înțelegeți ceva, dacă se poate înțelege ceva din declarațiile lor. Noi doar informăm, nu avem, din păcate, răspunsurile, că dacă am avea răspunsurile, nu ar fi planat cu siguranță incertitudinea asta de atâta timp la Drobeta Turnul Severin. Repet, reprezentanții RAN, cei de la RAN, cel puțin liderii de sindicat, susțin că nu se poate așa. Primarul Severinului, domnul Marius Creciu, este însă în continuare extrem de optimist și spune că de data asta, în sfârșit, a identificat o soluție viabilă și concretă pentru încălzirea Severinului. Cert este că trece timpul. Suntem deja în 7 octombrie și ar cam trebui să ne pregătim în alte vremuri, deja ne pregăteam de probele tehnice pentru reluarea furnizării cu agent termic. Adică timpul, cum v-am tot spus, nu prea mai are răbdare cu noi. Nu știu, până în momentul în care nu voi vedea că într-adevăr încep probele astea și că într-adevăr se dezmorțesc în apartamentele severinenilor caloriferele, până atunci unul îmi mențin scepticismul în ceea ce privește termoficarea Severinului. Probabil că în câteva zile, din câte înțeleg, vom avea un răspuns foarte ferm, foarte clar. Primarul Marius Creciu, cum vă spuneam, spune că în câteva zile vom vedea niște lucruri concrete și atunci se va mai spulbera din scepticismul ăsta. Să dea Dumnezeu să fie așa. Cert este că deja strânge, adică și în afară, și în apartamente, deja e răcorică bine. Bine de tot. Hai să vedem ce avem în ziarele pe care le avem astăzi la dispoziție. Spectaculosul Arte Întemnițate, scrie Datina pe prima pagină. După ce mai mulți dintre deținuții celebri și-au etalat vocația scriitoricească prin beciurile domnești, a venit rândul deținutelor sistemului să cocheteze cu arta, cu arta spectacolului. Căci ce este viața ultimilor 27 de ani din România decât un spectacol lugubru menit a crea impresia că suntem vii și că muncim care încotro? În 23 septembrie, fostul deputat Monica Iacobliții a jucat într-un spectacol susținut de deținutele de la Gherla. Iată ce aflăm din presă.
Spectacolul Selfie este realizat în parteneriat cu Teatrul Național Cluj-Napoca, scenariul și regia fiind semnate de Andreea Iacob, iar din distribuție fac parte 8 deținute ale secției exterioare Cluj-Napoca a penitenciarului Gherla, printre care și fostul deputat Monica Iacobliții. Aceasta face parte din trupa de teatru Morgana a penitenciarului Gherla și spășește din februarie 2015 o pedapsă de 5 ani de închisoare pentru abuz în serviciu. La premiera Selfie, care a avut loc miercuri seara la sala Euforion a Teatrului Național Cluj-Napoca, regizorul Andreea Iacob nu a permis accesul presei, deși atât Teatrul Național cât și penitenciarul Gherla au trimis un comunicat în care anunțau evenimentul. Spectacolul a început cu 15 minute întârziere față de ora anunțată, zeci de spectatori fiind lăsați să aștepte afară, deși sala era goală, Iacob declarând că spectacolul începe când vrea ea. Potrivit comunicatului, scenariul piesei Selfie este unul original, creat pe baza unor povești reale din viața femeilor din distribuție, care participă la acest spectacol nu doar jucând, ci și împărtășind cu spectatorii fragmente, imagini și stări din istoria familiilor lor. Astfel, spectacolul va reuni ca un puzzle fire din viața bunicilor și copiilor acestor femei, povești oglindă din trecutul și din viitorul lor, care le oglindesc propriile vieți, nu știu ce, nu știu cum. Stați așa că este și o continuare în pagina 5, zice Datina, și într-adevăr în pagina 5. Aproape ca niciodată găsim continuarea articolului. Noutatea acestui an reprezintă faptul că acest spectacol este o producție a Teatrului Național Cluj-Napoca. Mă rog, bun, hai cu Monica Iacobliții, că cred că este interesant pentru oameni, nu faptul că o regizoare un pic zmintită, din câte îmi dau seama din comportament, a pus ea în scenă o piesă. Noi nu vorbim în cadrul... Da, adică... Da. Deci nimic. Până la urmă ne povestește doar despre piesă și cum s-a pus piesa asta în operă. Am înțeles. Perfect. Mă gândeam că ne spune ceva despre Monica Iacobliții, dar singura informație pe care o primim este faptul că a jucat în această piesă de teatru. E trist. Este o știre tristă din punctul meu de vedere. Adică un fost ministru în guvernul României, că a fost bună, că a fost rea ca ministru, nu se mai pune. Un fost ministru, o femeie încarcerată la acest moment, joacă într-o piesă de teatru, probabil pentru a mai scăpa de câteva zile de pușcărie. Mi se pare trist. Chiar mi se pare trist această situație. Adică mi se pare o umilință așa pentru Monica Iacobliții, o femeie care de altfel are și probleme de sănătate și o femeie care, din punctul meu de vedere, este în închisoare doar din cauza lui Traian Băsescu. Exclusiv din cauza lui Traian Băsescu. Femeia asta plătește pentru hachițele Elenei Băsescu, hachițele familiei prezidențiale. Nu a furat pentru ea, după cum se spune, adică a făcut niște matrapazlăcuri pentru Elena Băsescu. Cam asta este esența dosarului în care a fost cercetată și condamnată ulterior Monica Iacobliții. Vedeți de ce vă spun eu că toate declarațiile pe care le face domnul Băsescu acum sunt apă de ploaie? Adică, indiferent cât te ne-ar spune el acum, indiferent că ceea ce spune el acum este corect, așa este, dezvăluirile, cum ar veni, pe care le face el, sunt dezvăluirile unui sistem creat de el, înființat, moșit de el, adică ăsta este sistemul lui. Ceea ce trăim acum în România este inventat, este patentat de domnul Traian Băsescu. Iar acum să vii și să te plângi de ororile acestui sistem este un pic în neregulă, ca să nu spunem altfel. E un pic nesimțit, că tot îi plăcea dumnealui această expresie, cu pensii nesimțite, cu salarii nesimțite, țineți minte. E, și atitudinea asta este un pic nesimțită din partea domnului președinte Traian Băsescu, ca după ce ai creat, repet, această monstruozitate de sistem, după ce ni-ai dat pe cap pe toți băieții și pe toate doamnele astea pe care le vedem acum populând scena publică, vorbeam de scenă, e în neregulă. Adică nu este credibil domnul Traian Băsescu. Degeaba vine el acum să ne povestească despre, nu știu, Laura Codruța Chioveși. Despre șefa DNA-ului. Păi cine a
dus sistemul ăsta la asemenea performanțe, ca să spunem așa. Adică nu domnul Traian Băsescu, nu el este cel care a tolerat, a încurajat chiar și chiar a dat ordine, după cum ne spune acum, ca niște oameni să intre la pușcărie. Nu așa? Bun. Acum nu-i mai convine pentru că este vorba despre fiica domniei sale, despre apropiații familiei sale. Bun, am înțeles, adică nasol. Lasă că uite că scapă repede. Nu e problemă. Stau și ei cât stau pe acolo, după care vin acasă. Mai nasol cu Monica Iacobliții, care are un copil acasă, e bolnavă, are o gravă problemă de sănătate, nu îi se încuvințează nici eliberarea condiționată pe motive medicale. În schimb, domnului Mircea Băsescu îi se încuvințează punerea în libertate, eliberarea condiționată, după 4 luni. Știu că pare sfidător, știu că pare de asemenea nesimțită o asemenea situație, dar să știți că asta este matematică. Nu, adică nu este nicio neregulă în decizia pronunțată de magistrați în privința lui Mircea Băsescu. Așa este, este matematic. A fost condamnat la 4 ani cu executare. Se scad din start 2/3 din pedeapsă pentru faptul că este peste 60 de ani. A mai ispășit 12 luni în arest la domiciliu, care tot arest se consideră. Se scad din lunile astea, se scad din pedeapsa pronunțată de instanțe. Mai rămâne un rest de pedeapsă de 4 luni de executat, pe care rest domnul Mircea Băsescu l-a făcut deja. Ăsta este motivul pentru care avocații se i-au cerut eliberarea condiționată și evident că ăsta este motivul pentru care magistrații prime instanțe cei drept au și încuvințat deja. Deci aici e vorba de matematică, nu este vorba că vrea cineva, că nu vrea cineva, că e fratele lui Băsescu sau că este nefratele lui Băsescu. Pur și simplu asta este matematica judiciară, dacă vreți. Bun, ca situație în sine, evident că este sfidătoare, adică îți cam vine să zici multe când vezi că după numai 4 luni, respectivul se pregătește și face bagajele să iese din penitenciar în condițiile în care rămâne și cu banii pe care i-a luat de la Bercea. Adică e așa, e o veselie generalizată. Asta și el 4 luni și-a mai revenit un pic cu somnul, că și așa era obosit și-a mai făcut niște cunoștințe pe acolo prin penitenciar. Adică e un concediu prelungit, așa. Nici familia nu cred că a apucat să-i simtă lipsa. Pentru că 4 luni, cunosc mulți oameni care sunt plecați în concediu 4 luni pe an. Deci nu e, nu cred că s-a consumat foarte tare domnul Mircea Băsescu 4 luni în penitenciar. Alții, în schimb, iată, ispășesc pedepse de astea mult mai mari și dacă nu au norocul să fie trecuți de 60 de ani, ispășesc pedepsa aproape în totalitate, exclusiv din cauza lui Traian Băsescu, fie că și-au luat faptele pentru Traian Băsescu sau pentru membrii familiei sale, fie că s-au primit ordine de la Traian Băsescu prin care unii au fost condamnați, ideea este că oamenii ăștia stau în penitenciar la momentul ăsta, ispășesc niște pedepse și iată sunt nevoiți să recurgă la asemenea variante umilitoare din punctul meu de vedere. Adică un fost ministru să joace într-o piesă de teatru, să se scălâmbăie pe scenă pe acolo pentru a mai primi, repet, niște zile, să-i se mai scadă niște zile din pedeapsă, pentru a nu face chiar 5 ani cât a fost condamnat, pentru a face 4 ani și 2 luni sau cât o face până la urmă. Pentru a-și vedea mai repede copilul, că asta este miza. Pentru ce? Pentru faptul că la un moment dat doamna Monica Iacobliții s-a însoțit cu domnul corect. Pentru faptul că Monica Iacobliții, ziceam, s-a însoțit la un moment dat cu Traian Băsescu, cu familia lui Traian Băsescu, a ajuns și-i drept ministru pe o asemenea prietenie, dar pedepsa pe care o primește nu compensează niciodată funcția de ministru pe care a primit-o de asemenea tot din prietenie, să ne înțelegem, că nu cred că a numit-o cineva pe Monica Iacobliții pe principii de competență în funcția de ministru. Nu.
pe aceeași prietenie cu Elena Băsescu a fost numită, pe aceeași prietenie a fost dată jos din funcție, pe aceeași prietenie a fost condamnată. Sunt niște cazuri. Vorbeam ieri cu un domn român, dar care stă destul de puțin tel prin România, fiind manager la o firmă importantă din zonă, dar care a trăit o viață în străinătate. Adică studiile și l-a făcut în străinătate, a fost manager în străinătate, în Germania mai exact, pentru foarte mult timp. Acum este general manager la o firmă, repet, importantă din zona asta a țării și chiar din România. De ce vă dau toate detaliile astea? Ca să vedeți că omul respectiv de care vă povestesc e mai obișnuit decât noi cu mecanismele democrației, cu ceea ce ar trebui să însemne justiția și cu ceea ce ar trebui să însemne un stat de drept. Ei bine, respectiva persoană îmi spunea că a ajuns la următoarea concluzie. Culmea este concluzia la care ajunsesem și noi de aici, din emisiune, fără să trăim o viață prin Occident, doar gândind așa, după mintea noastră, cam ce ar trebui să însemne normalitatea. Iar omul îmi spunea așa. Ceea ce avem în România acum nu este justiție, este vendeta și este o luptă între găști. Este o luptă între diferite găști. Acum este o gașcă care vrea să elimine altă gașcă. Va veni la un moment dat o altă gașcă care se va răzbuna pe gașca asta care i-a trimis acum pușcării. Deci este un război mafiot, dacă vreți. Este o răzbunare, o zmardoială de cartier între două găști, între două clanuri. E grav. Dacă percepția asupra României a ajuns la un asemenea nivel și dacă o astfel de percepție au, repet, oameni care au trăit o viață în străinătate, care sunt mult mai deprinși decât noi cu sistemele unui stat de drept, cu sistemele a ceea ce ar trebui să fie un stat de drept, e grav. Vă spun că avem o problemă și înseamnă că percepția noastră nu este greșită când spunem că din păcate asta nu este justiție. Asta este orice altceva, vreți dumneavoastră, dar nici de cum nu este justiție. Nu este justiție, nu este normal ceea ce face DNA-ul la acest moment, pentru că sunt foarte multe abuzuri demontate în instanță. Nu că spun eu sau spun altcineva că este un abuz. Sunt abuzuri demontate în instanțele de judecată, alea care au mai rămas sănătoase la cap și alea care nu pot fi ghidonate de niște sfori, că mai sunt. După cum spun judecătorii, sunt în cum e cu câmpul tactic al SRI și că foarte mulți dintre judecători sunt ori acoperiți ai SRI-ului, ori că sunt ghidonați într-un fel sau altul. Și evident că numai când ai o astfel de afirmație din partea unor judecători, te duce gândul că asta nu este justiție corectă, că te duci de fapt în fața unui pluton de execuție. Nu te duci pentru a ți se face dreptate. Pornind de la premiza că în România, din păcate, nu trebuie să, adică trebuie să te duci în instanță pentru a-ți demonstra tu nevinovăția. Într-o țară normală la cap, un procuror sau un organ de anchetă îți demonstrează el vinovăția. Într-o țară sănătoasă la cap, în mod normal, trebuie să ajungi în situația, eu exagerez în ceea ce vă spun, dar ca să înțelegeți exact ceea ce, cum ar trebui să stea lucrurile, într-o țară normală la cap, repet, ar trebui să ajungi în situația absurdă, să-i râzi în fața unui procuror, să-i spui, demonstrează-mi. Uite, eu așa neoficial îți spun că într-adevăr am furat 5 milioane de euro, dar niciodată nu o să scriu eu cu mâna mea, nu o să recunosc. Tu demonstrează. Cam asta este o țară. Adică tu întotdeauna, ca organ de anchetă, trebuie să demonstrezi vinovăția cuiva. Dar nu prin comunicate. Nu că dai comunicate din care rezultă fără tăgadă că de fapt l-ai vinovat, fără să se facă vreo cercetare serioasă. Nu din arest preventiv. Nu prin crearea în mentalul colectiv că ăla este vinovat din moment ce îl bagi deja în arest. Nu așa se face justiție. Nu este, repet, justiție. Nu este deloc, nici măcar nu se apropie de ceea ce ar trebui să fie justiție. Ceea ce se întâmplă acum în România cu organele de cercetare penală nu este justiție și nu este corect nici ceea ce se întâmplă, din punctul meu de vedere, cu procurorul șef al DNA, Codruța Chioveși, supusă unui tir grosolan, din punctul meu de vedere,
unui tir de acuzații, fără niciun fel de dovadă, de asemenea. Adică eu încerc să mă păstrez cât se poate de sănătos la cap și încerc să văd lucrurile așa cum sunt ele. Nu știu dacă le văd bine, dar încerc să le văd bine, încerc să le văd obiectiv. Țineți minte că am criticat de foarte multe ori ceea ce se întâmplă, cum am făcut-o și până acum câteva minute, de altfel în justiție, abuzurile pe care le fac unii procurori de DNA. Ei bine, la fel de vehement, poate chiar mai vehement, critic și acuzațiile absolut cretinoide la care este supusă la acest moment procurorul șef al DNA. Cu toate nebunile astea, cu plagiat, cu neplagiat, că a stat cu Ghiță la Podgorie, că au stat ei la... Bun, ok, poate ori fi stat. Habar nu am. Nu am de unde să știu. Poate că ori fi stat. Dar de ce nu s-au spus toate lucrurile astea atunci? De ce nu ni s-au devoalat toate acestea? De ce domnul Traian Băsescu nu ne-a spus de niște întâlniri la momentul respectiv? De ce domnul Ghiță nu ne-a spus, domnule, stați un pic că eu cu șefa DNA-ului sunt așa, adică sunt barabara. A le convenea tuturor sistemul ăla. Am înțeles. Dacă într-adevăr este adevărat ceea ce spun ei, le convenea sistemul, puteau să-l ghidoneze. Acum nu le mai convine că s-a sucit oarecum Codruța Chioveși și zice, bă băieți, eu am stat cu voi la niște mese, a fost frumos cât a fost, doar că știți ce? Eu sunt procuror șef al DNA-ului. Adică, nasol, ce să zic, ghinion. Ce să fac? Voi sunteți niște hoți. Voi sunteți niște infractori, iar eu, până una alta, sunt procuror șef al DNA-ului. Treaba mea e să vă bag un pic la pușcărie. Și uite, eu îmi fac treaba. Deci, cam așa văd lucrurile. Acum au sărit tot să spună. Își aduce aminte și Traian Băsescu de acum niște mulți ani. Cum făceau ei, cum discutau ei. Bun, perfect. Domnul Ghiță, de asemenea, adică ne spune niște aberații, niște nebunii de genul ăsta. Adică, absolut excepțional. Plagiatul doamnei Chioveși, bă, habar nu am dacă a plagiat. Din ce văd eu, cred că a plagiat. Și nu cred că este vreun doctor de ăsta scos pe bandă rulantă în ultimii ani în România care să-și fi făcut pe bune lucrarea de doctorat. Adică dacă cineva își imaginează că doamna Chioveși stătea ea să-și, să facă lucrarea de doctorat, cred că suntem naivi. Evident că nu și-a făcut ea. Din punctul meu de vedere, plagiatul domniei sale este clar, este evident. Dar știți ce? Știți ce? Nu mă interesează. Pe mine unul nu mă interesează. Pe mine mă interesează că DNA-ul face niște dosare, că bagă, că pedepsește sau încearcă să pedepsească niște hoți, niște infractori a căror activitate infracțională este dovedită uneori în instanțele de judecată. Și pe mine asta mă interesează, că a plagiat sau că n-a plagiat Codruța Chioveși și pe cuvânt că mi-este fix perpendicular. Nu este... Da, corect. Da. Sunt mai mulți. Nu mă interesează foarte tare chestia asta cu plagiatul. Adică nu mă afectează pe mine direct ca cetățean. Că a plagiat sau că n-a plagiat. Că a plagiat Codruța Chioveși și bine, prietene, să-i retragă titlul de doctor atunci. Dar în fruntea DNA-ului, una peste alta, Codruța Chioveși își face treaba. Nu cred că are motive să plece din fruntea DNA-ului pentru o prostie de genul ăsta, precum plagiatul. Oricum, să mă iertați, dar cred că 80% din populația României nu știe ce presupun rigorile unei lucrări de doctorat sau ce ar presupune plagiatul într-o astfel de situație. Deci ne dăm noi cu părerea toți, adică suntem toți atât de oripilați că vai, s-ar putea ca doamna Chioveși să fi plagiat. Ai, nu pe bune! Și ne afectează pe noi, adică nu, adică ne interesează teribil de mult. Deci o discuție de asta, toată lumea vorbește doar despre plagiatul doamnei Chioveși. Acum, domnule, că a plagiat, că... Da, corect. Doamne ajută! Deci... Vai de mine, deci a plagiat doamna Chioveși, băi, pe cuvântul meu, adică
mă afectează foarte tare. Adică pe mine, unul, nici nu mă interesează dacă avem căldură sau nu în iarna asta. Pe mine asta mă interesează și asta mă încălzește acum, dacă a plagiat sau nu a plagiat Codruța Chiuvești. Pe mine mă interesează activitatea ei ca procuror șef al DNA-ului. Și dincolo de unele sincope și de abuzuri pe care, repet, procurorii din subordinea ei le fac, mie activitatea DNA-ului mi se pare ok. Mie activitatea DNA-ului mi se pare în regulă. Și este firesc ca această instituție să fie sprijinită. Ce avem noi la momentul ăsta în România este din nou o fațetă acestei lupte între găști. Este o încercare de decredibilizare a persoanei Codruța Chioveși și a instituției în sine. Că deși ne spune domnul Traian Băsescu, domnule, Chioveși nu înseamnă DNA. Dacă pleacă ea din fruntea DNA-ului, nu înseamnă că nu rămâne DNA-ul. Da, în principiu e corect. Doar că la momentul ăsta, când spui în România Chioveși, spui DNA și invers. Când spui DNA, spui Chioveși. Deci e o decredibilizare, o încercare de decredibilizare a imaginii Codruței Chioveși înseamnă implicit o încercare de decredibilizare a acestei instituții. Și nu mi se pare corect o astfel de atitudine. Cum v-am spus că taxez de aici, din emisiunea asta, și abuzurile pe care le face instituția, nu pot, sau ceea ce eu consider că sunt abuzuri, nu pot să nu constat această manipulare care se practică în aceste zile în România și această încercare de decredibilizare, cum vă spuneam, a Codruței Chioveși. Când te uiți care sunt personajele, este suficient să te uiți care sunt personajele care critică la acest moment DNA-ul și pe Chioveși. Sebastian Ghiță, Traian Băsescu, chiar Victor Ponta. Bun, la Victor Ponta, din punctul meu de vedere, e o altă discuție. Dar dacă vorbești de Ghiță și Traian Băsescu, păi ei vreodată în viața lor, pot să critique activitatea oricui, nu numai a DNA-ului, dar pot să critique activitatea cuiva? Adică să stăm strâmb și să judecăm drept, zic. Pe de altă parte, oamenii ăștia sunt cercetați de DNA, adică sunt cercetați penal. Ce dracului de credibilitate au ei în momentul în care au nu știu câte dosare pe rol și acum și-au adus ei aminte că, domnule, stai așa, că eu acum nu știu câți ani am stat cu Chioveși la un vin la Podgorie la mine. Aia e nu pe bune, domnul Ghiță. Domnul Sebi, du-te. Du-te și lasă-ne. Multe, multe, să știți, dintre nenorocirile care s-au întâmplat în România în ultimii ani, să știți că multe dintre ele au legătură cu Sebastian Ghiță. Multe dintre prostiile pe care le-a făcut Ponta sunt din cauza lui Sebastian Ghiță. Multe dintre afacerile oneroase care s-au învârtit în România în mandatul lui Victor Ponta, că atunci a căpătat Sebi Ghiță o putere teribilă, multe dintre aceste afaceri, așadar necurate, au legătură într-un fel sau altul cu Sebastian Ghiță. Și atunci domnul Sebastian Ghiță are căderea morală să vină să critique, când el este cercetat de DNA, să critique DNA-ul și pe Chioveși, mi se pare un pic în neregulă. De Traian Băsescu bănuiesc că nici n-are rost să mai vorbim, adică ne răcim gura de pomană. Eu aș avea niște reproșuri de făcut acestei instituții și reproșul pe care îl fac în primul rând este că nu-i cercetează pe ăștia pentru adevăratele tunuri pe care le-au dat. Deci pentru adevăratele infracțiuni pe care le-au comis. Și este, nici măcar nu este greu de documentat. Am mai vorbit. Cum să-l cercetez pe Dragnea? Deci cum să-l cercetez pe Dragnea pentru faptul că m-a angajat el pe una, de fapt nu că a angajat-o, că soția unde, în care era directoare la protecția copilului în Teleorman a angajat pe una și de fapt aia a desfășurat activitate pe la partid. Adică nu prea stătea pe la serviciu, stătea mai mult pe la partid. Ai nu pe dracu. Pe bune? Adică ăsta e motiv să-l cercetez pe Dragnea? Perfect. Referendumul e motiv de asemenea să-l cercetez pe Dragnea? Adică eu zic că dacă DNA-ul, și repet, ăsta este un reproș pe care l-a aduc aceste instituții, dacă DNA-ul vrea să-l cerceteze, să-l cerceteze pe Teldrum. Că citeam chiar zilele trecute că din 10 contracte, au avut nu știu ce licitații acolo în Teleorman,
Din 10, din 10 contracte, știți câte au fost câștigate de Teldrum? 9! 9! Teldrum fiind de notorietate, adică ne fiind vreun secret pentru cineva, că este societatea domnului Liviu Dragnea. Păi este firma lui, înțelegeți? Nimeni nu se întreabă cum câștigă Teldrumul ăsta contract așa, unul peste altul? Nimeni în speță DNA-ul nu se întreabă, băi, bugetare, cum trebuie că ai ajuns tu la imperiul ăsta financiar, mă? Că tu oficial Teldrum, vă dați seama că nu figurează în acte că este Liviu Dragnea, adică nu scrie acolo administratorul Liviu Dragnea, că nu stă atât de tâmpiți ăștia. Da, nimeni nu se întreabă că în aparență Dragnea a fost toată viața bugetar, deci a lucrat numai la stat. Că a fost prefect, că a fost președinte de Consiliul Județean la Teleorman, el a lucrat, că a fost ministru, toată viața numai la stat. Bă, de unde dracule ai imperiul ăsta financiar? Mă, de unde ai avut tu să-ți faci casă pe două străzi în Teleorman acolo la tine? Mă, de unde ai avut tu bani să cumpere, cum o cheamă, Cireșica, cum o cheamă pe soția lui? Nu știu, are un nume de ăsta așa drăguț. Bombonica, mă, nu Cireșica. Bombonica. Cireșica era cu domnul Traian Băsescu, era altceva. Bombonica. De unde a avut bani doamna Bombonica să cumpere cel mai mare hotel din Alexandria? De unde? Deci, eu asta aș întreba dacă aș fi procuror DNA. Prostioara aia cu domnule, cu că a angajat ăla, a angajat Bombonica, o doamnă și că aia a lucrat la partid, bă, mă lași. Adică sunt sub demnitatea domnului Dragnea să-l cercetez în asemenea dosare. Pe domnul Traian Băsescu, de asemenea. Și exemplele pot continua. Pe domnul Sebi Ghiță, doamne Dumnezeule, doamne Dumnezeule, păi în perioada mandatului lui Victor Ponta, dacă cineva vrea să câștige o licitație, de exemplu, de multe zeci, sute de milioane de euro, nu trebuia să te duci să discuți cu Ponta, că era pierdere de vreme. Adică știai, se știa cu cine trebuia. Orice aveai de rezolvat în lumea asta, mă, orice aveai de rezolvat, știai, o singură persoană cu care să vorbești, Sebi Ghiță. Deci dacă vorbeai cu Ghiță, uite așa, se aranjau toate și se rezolvau. Dacă vorbeai cu Ponta, degeaba vorbeai. De cele mai multe ori. Pe când domnul Ghiță... Păi și cu toate nebunile astea nu le cercetează nimeni, nu le investigează nimeni? Deci, cam așa. Una peste alta, însă, cum vă spuneam, nu sunt ei persoanele să critique DNA-ul. Nu domnul Ghiță poate vreodată în lumea asta să critique DNA-ul sau pe Codruța Chioveși. Bine, a plagiat doamna Chioveși, cum spuneam, dacă să epuizăm subiectul. Perfect. Retrăgeți titlul de doctor. Nasol, ce să zic, adică luați titlul de doctor și cu asta basta. A, că are o problemă de imagine, de credibilitate, că, domnule, că această fecioară imaculată, bun, pot să accept situația asta, că are o problemă de imagine dacă se constată plagiatul, dar tot trebuie să rămână în funcție, din punctul meu de vedere. Chiar și cu problemuța asta eventuală de imagine, cert este că DNA-ul și Chioveși, în proporție de 80%, își cam fac treaba. Își cam fac treaba. Bun. Hai să vedem ce mai avem în datina, deși nu prea mai avem timp. Continuă protestul foștilor angajați RAN. Uite, apropo de reproșuri. Bă, furăciunile de la RAN nu le cercetează nimeni, din câte știu eu, sau dacă se cercetează, se cercetează așa pe șestache. Audieri făcute așa, la ore la care nu știe nimeni, sunt introduși prin spate respectivii. Da, RAN-ul a fost o instituție nu pentru mehedinți, o instituție economică, nu pentru mehedinți, pentru România și chiar pentru Europa. Da? A fost falimentată, a fost băgată în faliment de contracte păguboase, de multe sute de milioane care s-au furat ani de-a rândul de către diversele guvernări care s-au perindat în România. Nu cercetează nimeni. Nu cercetează nimeni. Oamenii ăștia, dacă protestează acum în stradă, protestează și din cauza asta. Că RAN-ul a fost furat, că a fost fraudat, până oamenii ăștia, adică până n-a mai fost nimic de furat și atunci a trebuit să se închidă, iar oamenii au rămas și pe drumuri, și fără salarii, și fără nimic. Nu cercetează nimeni lucrurile astea.
Nu că ne-ar încălzi, cum am spus, că nu ne încălzește dacă intră unul sau altul în pușcărie. Păi, dar măcar să știm și noi cum stau lucrurile. Măcar să știm și noi din ce cauză au ajuns oamenii ăștia așa, să protesteze în stradă, oricum nu-i bagă nimeni în seamă, săraci, adică, vă dați seama, stau prin frig, protestează, strigă. O doamnă, am înțeles că este chiar și în greva foamei. Nimeni. Deci nimeni nu-i bagă în seamă. În afară de televiziuni, de presă, care trece pe la ei și le mai ia niște interviuri și mai povestește despre cum stau lucrurile acolo, în rest, nimeni. A, promisiuni, domnule, lasă că vedem. Poate cumva facem, poate cumva rezolvăm. Dar cam atât. Protestează, au ajuns la 7-a zi de protest, cred că. Au pichetat ieri sediul Palatului Administrativ, supărați că la ultima ședință de guvern nu s-a luat nicio decizie pentru ca apa grea din stocul Răan să fie vândută centralei de la Cernavodă. Aceasta ar fi singura variantă pentru ca foștii angajați să poată recupera cele 6 salarii restante, însă toate demersurile se pare că s-au blocat. Protestatarii spun că în formularea actelor înaintate pentru achiziționarea pe grele s-ar fi strecurat erori care au blocat toate demersurile și de aceea la ultima ședință de guvern nici măcar nu a fost luat în discuție acest aspect. Foștii angajați RANS au de recuperat 6 salarii restante. Protestatara, care se află de 3 zile în greva foamei, ne-a prezentat și o citație. Femeia a ajuns în situația de a fi executată silit pentru că nu și-a mai putut achita creditul la bancă. Astea sunt tragedii. Astea sunt probleme cu adevărat și astea sunt... Iar oamenii ăștia au căderea morală să critique DNA-ul, de exemplu, pentru că nu investighează jaful de la RAN. Pentru faptul că, din cauza unor astfel de spețe necercetate, neelucidate și din cauza unor prejudicii nerecuperate, pentru că, în fond și la urma urmei, dacă îl cercetezi pe unul și constați că e vinovat că a fraudat RAN-ul, trebuie să recuperezi și niște prejudicii de la el. Teoretic, cel puțin, da? Nu cercetează nimeni, nu recuperează nimeni prejudicii. Iată, oamenii au ajuns să fie executați silit, să fie dați afară și din casă, să piardă și casele, pentru faptul că nu și-au primit salariile și evident că nu au cu ce să-și plătească ratele la bancă. Deci oamenii ăștia au căderea să comenteze și să critique. Nu Sebastian Ghiță, nu Traian Băsescu. Ei sunt ultimii oameni din România care pot să critique vreodată sau să comenteze la adresa cuiva. Ultimii din România. Bun. Nu mai avem timp să mai povestim, dar ne liniștim un pic, ne relaxăm și ne revedem luni. E weekend, ne liniștim, cum spuneam, avem timp să ne relaxăm. Ne VVV, ne SMS, doamnelor și domnilor. Numai bine.